Și președinți pot primi pe lângă locuința de protocol cu destinația de reședință și un spațiu special pentru organizarea unui cabinet de lucru și locuință temporară pe perioada renovării casei în care deja locuiesc. Cel puțin așa arată o nouă ordonanță dată în urmă cu o săptămână de guvernul Tudose. Reședința lui Emil Constantinescu intră în renovare din 16 august. Asta după ce casa a fost deteriorată din cauza vechimii. Însă fostul șef de stat a refuzat să se mute în altă casă în perioada cât va fi renovată reședința în care stă în prezent. Casa are o vechime de 100 de ani, iar de-a lungul timpului s-a deteriorat. Au existat mai multe încercări pentru renovarea acoperișului, dar casa nu a suportat modificările mult timp. Fostul șef de stat a anunțat RAPPS că nu se va muta într-o locuință temporară așa cum oferă legea. Este o locuință din 1937, foarte veche, pe care am primit-o pentru că am refuzat locuința în care a stat Ceaușescu, mi s-a oferit, eu cred, în oarecum ironic acea locuință. Am preferat și am acceptat această locuință în care stătuse înainte ministrul Berceanu. Acum 3 ani s-a prăbușit acoperișul, casa este grav deteriorată, tencuiala este căzută, de când în când s-au făcut reparații sporadice ale tencuielii. Nu mă voi muta de acolo. Emil Constantinescu nu vrea nici birou de la stat. Vechea lege prevedea ca biroul foștilor președinți să fie în incinta reședinței. Însă acum legea a fost modificată și le dă dreptul acestora să ceară un nou spațiu pentru birou. Fostul președinte Emil Constantinescu refuză însă un spațiu pentru birou pentru că are deja unul la Fundația România pentru Democrație, acolo unde își desfășoară activitatea după ce a ieșit de pe scena politică. Este prima dată în 27 de ani s-au pândit tot felul de știri false și minciuni asupra mea când cineva îmi cere și mie punctul de vedere. Există această ordonanță, eu nu voi beneficia, am hotărât să nu beneficiez de ea, pentru că biroul meu funcționează de când s-a dat precedenta lege în sediul Fundației Române pentru Democrație, care este o clădire care am preluat-o în 1992. Un alt președinte care ar putea primi spațiu pentru birou unde să-și desfășoare activitatea este Traian Băsescu. La reședința sa din centrul capitalei nu are un birou pentru activitatea sa, dar are însă unul la sediul PMP. Noi am încercat să-l contactăm pe Traian Băsescu, însă avea telefonul închis. Te rugăm să încerci din nou mai târziu. The customer you have called is not available for the moment. Please try again later. Conform legii, acesta ar urma să primească un spațiu destinat pentru un cabinet de lucru, separat de reședință. Conform unei ordonanțe de urgență dată de guvernul Tudose pe data de 4 august, fostul președinte al României, Traian Băsescu, poate cere în acest moment un loc pentru un birou în care să își desfășoare activitatea, deși vechea lege dată în 2001 le permitea foștilor șefi de stat să aibă un birou pentru a-și desfășura activitatea exact în vilele de protocol ale RAPPS în care locuiesc în prezent. RAPPS oferă foștilor șefi de state locuințe cu destinația de reședință după terminarea mandatului, dar aceștia nu plătesc chiria. În schimb, achită toate utilitățile lunare. Cheltuielile la o astfel de vilă de protocol depășesc lunar și 5.000 de lei. Pe lângă locuința de la stat, foștii șefi de state mai primesc și o indemnizație lunară în cuantum de 75% din salariul președintelui României, adică 13.050 de lei.